Una din liniile de atac la adresa dumneavoastră este averea. Mai precis, cele 6 case pe care le aveți. Noi am calculat toate cele 6 case pe care le aveți. Suma sumarum. Pe care le aveți, însumează cam 1000 de metri pătrați. Spațiu locuibil. 3 din case sunt cumpărate înainte de 2000, 3 după 2000. Cât v-au costat aceste case? O sumă aproximată la valoare de acum. Scrie totul în declarația de avere. Puteți să le luați de acolo. Ne-am uitat și problema e că suma nu e trecută, adică valoarea lor nu e declarația. Cum să nu? Este valoarea de impozitare trecută acolo. Asta este de referință. Asta e cu totul altceva. Ne interesa ca sumă plătită pentru aceste 3 case și o să vă spunem de ce vă întrebăm asta. Nu e niciun secret. Încercăm să facem un calcul simplu sau dumneavoastră, mai bine zis, să ne-l faceți, dacă puteți face asta. Și anume, cât ați câștigat din meditații, din leafa de profesor, cam cât a costat fiecare casă, pe scurt, cum ați economisit acești bani și cât a costat fiecare casă, astfel încât să vă permiteți în final cumpărarea celor 6 imobili. Da, s-a speculat mult pe această chestiune și pot să vă spun că le-am luat foarte ieftin, fiindcă în Sibiu piața imobiliară este una nespecifică prin plecările masive, de exemplu la începutul anilor 90, acum nu vreau să intru în prea multe detalii, dar câteva exemple pot să vă dau ca să nu rămânem doar la ceva foarte general. De exemplu, casa în care locuiesc eu, o casă simplă, a costat la vremea respectivă 70.000 de mărci. Deci 35.000 de euro. O sumă foarte modestă. În ce an care asta s-a întâmplat la începutul anilor 90 și bună parte din această sumă a venit din vânzarea unui apartament în care am stat înainte la bloc. Restul, și aici cred că din rea credință lumea a interpretat greșit, restul într-adevăr au fost bani economisiți în esență din meditații. Un alt exemplu, un apartament pe strada Pedagogilor. L-am cumpărat de la stat, cum ar veni. De fapt, de la Urbana se numea acea societate care administra atunci locuințele. Extrem de ieftin. Nu mă întrebați acum cât a fost valoarea finală, dar am plătit în multe rate din salariu, deci o sumă foarte mică, dar asta s-a putut... Asta pe vremea când erați primar? Nu, asta înainte să fiu primar. După care, una din achizițiile foarte bune, recunosc că a fost de la o cunoștință care moștenise casa, am cumpărat jumătate de la el. Pe o sumă modică, nu mai știu pe de rost, recunosc, pot să verific în acte. Acea investiție s-a dovedit a fi una foarte bună, fiindcă după o fază de câțiva ani de procese cu chiriașii care n-au vrut să recunoască proprietarii, unul din procese și acum mai merge la o instanță din Brașov, sper să se finalizeze, am reușit să închiriem în condiții extrem de avantajoase un spațiu din acel imobil. Atât de avantajoase, încât din banii de chirie obținuți de acolo, am reușit să achiziționez următoarele imobile. Este extrem de simplu. Vorbeați de libertatea de mișcare pe care o aveți. Totuși, Traian Băsescu v-a acuzat ieri, dar și în alte ocazii, v-a acuzat de-a dreptul de corupție în legătură cu această avere a dumneavoastră. Cum îi răspundeți? Pentru că mai devreme, când vorbeați despre acuzațiile aduse de Traian Băsescu la adresa lui Ponta, spuneați că este totuși președintele țării și că ceea ce spune e important. Așadar, cum îi răspundeți când vă acuză pe dumneavoastră de corupție? Nici nu pot să clasific acea declarație. Am clasificat-o ieri când m-au întrebat jurnaliștii la ieșirea de la un eveniment de campanie foarte frumos, ca și zgomot de fond. Este incalificabilă.
președintele nu are voie să facă astfel de afirmații. Adică domnia sa să mă acuze pe mine de corupție este dincolo de orice imaginație. Ar fi trebuit să vină măcar cu un fel de dovadă. Îmi permit, iată, totuși, să nu-i răspund, fiindcă nu vreau să intru în acea logică. Când am intrat în campanie, am spus, vreau să fiu președintele României ca să schimb felul în care se face politică în România, mai puțin scandal steril și mai multe soluții pentru problemele României. E, exact la acest tip de declarații m-am referit când am spus că vreau altfel de politică. Terminăm odată cu aceste scandaluri sterile. Deci, declarația făcută care mă vizează pe mine este o declarație fără conținut. Nu vreau să-i răspund, nu am ce să-i răspund. Dacă ar fi existat atâta corupție la mine, credeți-mă, sunt la a cincea campanie foarte vizibilă. Cineva ar fi găsit-o. N-a găsit-o fiindcă nu este. Pur și simplu. Le convine, nu le convine. Nu sunt corupt, nu am ce ascunde. Dar, probabil, președintele, lansându-se așa în niște declarații de tip scandal de campanie, uitând că nu domnia sa este în campanie electorală, n-a știut când să se oprească. E oarecum păcat că face astfel de declarații, se descalifică prin așa ceva. Ultimul subiect cu care a fost atacat în presă, cel puțin, a fost apartamentul închiriat de la domnul Michael Schmidt. Și întrebarea mea era, nu cât ați dat pe apartamente, și poate și asta ar fi interesant de aflat, și care e relația dumneavoastră cu Michael Schmidt? De când vă cunoașteți? Cu domnul Schmidt ne cunoaștem de mult, de cel puțin 10 ani. Am o relație apropiată cu domnul Schmidt și mă bucură sau mă mândresc cu această relație, cum vreți. Deci domnul Schmidt și familia domniei sale sunt oameni de foarte bună calitate, ca și ceilalți prieteni ai mei. Iar acest apartament, într-adevăr, l-am închiriat, fiindcă trebuie să stau de multe ori în București, chiar dacă o bună parte din timpul de campanie îl petrec în țară, făcând campanie în județe, dar de multe ori trebuie să stau în București. Atunci m-am hotărât să închiriez un apartament. Discutând despre această chestiune, domnul Schmidt mi-a spus că el are un apartament liber și dacă doresc, mi-l închiriază cu mare plăcere. Am mers acolo, l-am văzut, este un apartament decent cu două camere, nici prea mare, nici prea mic. Ne-am înțeles asupra prețului, acum dacă toată lumea întreabă, 500 de euro pe lună plătesc pentru acel apartament. L-am luat, locuiesc acolo atunci când sunt în București. N-are niciun fel de treabă, niciun fel de agățătură cu ceva ce a făcut domnul Schmidt sau ce am făcut eu. A fost o ofertă cinstită, am acceptat-o, pus-o în practică. Simplu de tot, mă surprinde că este o temă de campanie. Acum toată lumea știe că sunt primar în Sibiu și nu în București. Și cred că oricui se pare normal să nu stai la hotel atâtea luni de zile, una, că este o cheltuială mare, doi, că ai nevoie de un spațiu pentru a lucra pe calculator, pentru a primi 2-3 prieteni sau 2-3 colegi de partid în niște chestiuni. Deci mi se pare o discuție destul de trasă de păr. Tot cu domnul Schmidt, a mai fost la un moment dat o poveste cu BMW-ul pe care îl conduceați și care era de la firma dumnealui. Aveți sau ați avut vreo înțelegere comercială cu el, cu compania lui? A fost o înțelegere necomercială. În 2007, firma Bavaria a pus la dispoziția Capitalei Culturale Europene Sibiu câteva limuzine BMW pentru transportul VIP-urilor. Lucru excelent, care a funcționat foarte bine. După care, domnul Schmidt mi-a oferit să pună la dispoziția primăriei o limuzină BMW care poate să fie folosită de mine sau de primărie, tot pentru transportul unor persoane foarte importante, musafiri foarte importanți. Lucru pe care l-am acceptat, am încheiat un contract de comodat, deci nu ne-a costat nimic. Mie mi-a convenit foarte bine, fiindcă altfel
ar fi fost nevoie să achiziționez sau să iau un leasing o mașină pentru primărie. Deci am scutit efectiv bani publici cu, cu această înțelegere. De atunci, până în vara acestui an, am avut la primărie, atenție, nu la primar, la primărie, la dispoziție, prin contact de comodat, o limuzină BMW. Văzând că mulți colegi de-ai dumneavoastră se preocupă excesiv de această chestiune, am reziliat contractul de comodat și de atunci primăria nu mai dispune de o limuzină BMW.